cu adevărat să mijlocești. Ce înseamnă cu adevărat ca Dumnezeu să stea, să se oprească Dumnezeu din mânia Lui, să se oprească Dumnezeu din iuțimea răzbunării Lui și să stea Dumnezeu să asculte rugăciunea unui om. Că Dumnezeu a spus, când a pornit Dumnezeu să nimicească Sodoma și Gomora, a spus Dumnezeu că acum era în cuvântul acesta, mă, să ascund eu oare de Avram ceea ce am să fac? Pentru că Dumnezeu cunoștea pe omul acesta. Pentru că Dumnezeu cunoaște și te cunoaște pe tine și mă cunoaște pe tine, pe mine și pe tine, de aceea Dumnezeu, uneori Dumnezeu spune, caut un singur om. Și dacă tu ești într-o casă de nelegiuiți, dacă tu ești într-o biserică, singurul sfânt, las cu nelegiuiți, a spus singurul sfânt. Corect. Pune Dumnezeu acolo, caut un om și din pricina ta, Dumnezeu ascultă rugăciunea. Amin. Și Dumnezeu binecuvântează locul și pe cei ce intră acolo. Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul! Noi avem obișnuința aceasta și nu-i rău. Slăviți să fie Domnul, că este o încredere neclintită, credința. Aleluia. Că Dumnezeu ne scapă. Mi-aduc aminte că spunea unii frați, mă, când era să fac accident și cât pe ce, Dumnezeu m-a scăpat, Dumnezeu m-a păzit. Și n-am pățit nimic. E bine, slavă lui Dumnezeu. E o credință bună. Adică eu mulțumire lui Dumnezeu. Stăteam și mă uitam, mă, dar dacă ți se întâmpla ceva, dar dacă Dumnezeu îngăduia să ți se întâmple ceva, atunci nu mai era Dumnezeu bun? Spunea lui Dumnezeu că Dumnezeu e rău? Stau și mă gândesc când au fost cei trei tineri în fața cuptorului. Au venit ăștia și au spus, mă, îl luăm, îl țipăm în groapă. Sau îl luăm, îl țipăm în cuptor. Și ei au știut, Dumnezeu poate să ne scapă, nu ca și noi. Noi știm că Dumnezeu poate să vindece. Aleluia. Noi știm că Dumnezeu poate să izbăvească. Aleluia. Dumnezeu ascultă rugăciunea, slăvit să fie Domnul. Aleluia. Numai că voia lui Dumnezeu, tu și eu nu știu. De aceea în rugăciunea și Tatăl nostru spunem, Doamne, facă-se voia Ta. Dacă și Hristos în grădina Ghețiman, măcar că El cunoștea planul lui Dumnezeu, cunoștea de ce Dumnezeu L-a trimis, când a spus, iată Tată, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia Ta, Dumnezeule. Și totuși, pentru că era cuprins și era în trupul acesta, care este din pământ, ca să ne dovedească nouă și să vadă, să vedem noi ce înseamnă să fii om. Că se poate trece chiar când treci prin furtună, chiar când treci prin greutăți, chiar când treci prin nenorocire. Și a spus, Doamne, dacă este cu putință, și noi când ne rugăm, când suntem în necaz, când avem pe cineva în familie, spunem, Doamne, vindecă. Doamne, izbăvește-mă! Doamne, ridică-mă! Dar dacă Dumnezeu lasă pe ăștia să te arunce în cuptor, dacă Dumnezeu lasă să te arunce în gura leilor, mai crezi că Dumnezeu te poate scăpa de acolo? Și au spui, gata, dacă Dumnezeu m-a lăsat pe ăștia să mă ridice pe sus și era mă văd în mâinile lor, e gata cum e Dumnezeu ce v-am făcut, ce v-am păcătuit. Nu? De-aia se întâmplă. Și atunci, oamenii ăștia au spus, chiar dacă, auzi ce mare credință slăvit să fie Domnul. Noi aici, la credința asta, trebuie să ajungem. Chiar dacă nu ne scapă, noi nu ne închinăm și noi nu cedăm, slăvit să fie Domnul. Domnului Iisus. Și chiar dacă Dumnezeu voiește ca eu să sufăr în continuare, chiar dacă Dumnezeu dorește ca eu în continuare să plâng, chiar dacă Dumnezeu dorește ca în continuare eu să fiu apăsat, eu știu că El este Cel ce îmi dă putere să pot să rab ceea ce El îngăduie, slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie El. Și apoi când Dumnezeu vede că tu ai credința asta, ce vezi acolo? Văd patru. Păi n-au aruncat noi trei?
Pe văd unul care seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Slăvit Domnului Iisus. Slăvit să fii tu, Doamne, căci în încercarea noastră există Dumnezeu în casa noastră, în familia noastră. Există Dumnezeu acolo. Și apoi pe alții, lasă-i să vorbească. De-aia te-a lovit Dumnezeu. De-aia ai ajuns unde ai ajuns eu. De-aia a venit furtuna peste tine. Că dacă erai cine zici că erai, nu să se întâmplă astea. Și apoi Domnul l-a ridicat. Slavă Domnului. Și Domnul te ridică pe tine. Mărire Domnului. Și apoi face Dumnezeu pe aia care i-a auzit că a vorbit. Du-te să te rauge ăla pentru tine. Du-te să te rauge ăla pentru tine. Ai milă, Iisus. Tu întotdeauna când vrăjmașul vrea să spună, spunea fratele Acir, nu văd nimic. Ce vezi? Vezi că se ridică nu văd nimic. Când vrăjmașul vrea să te amăgească, tu să știi că Dumnezeu este acela care tu ești prietenul lui. Slavă lui. Tu ești copilul lui. Stăteam și mă gândeam înainte când spuneau, chiar dacă o mamă va părăsi copilul, și spunea, mă, niciodată nu se poate face asta. Mă, dacă Biblia spune treaba asta, de ce nu crezi? Dar câți n-a fost? Mă, dacă Biblia spune treaba asta, de ce nu crezi? Păi dacă o mamă își părăsește copilul, dacă un tată își pune la copilul lui, nu te mai iubesc! Totuși. Te dezmoștenesc, nu mai ești al meu! La Dumnezeu, slăvit să fie numele. Aleluia. Când ai mers și ai zis, Doamne, mâinile tale mă încredințează. Mărire Domnului Iisus. Aleluia. Când ai mers și ai spus, Doamne, de astăzi înainte vreau să te slujesc până ce închid ochii, până ce mă duc de pe pământul acesta, vreau să slujesc să e. Păi când vine necazul, când vine nenorocirea. Glorie Domnului Iisus. Când vine întristarea în casa ta, când vezi că se ridică copiii împotriva ta, când vezi că se ridică poate nevasta împotriva ta, când vezi că se ridică părinți împotriva ta, nu fi răutăcios cu ei. Și nu vorbi cum vorbesc ei. Tu te gândești întotdeauna că în spatele lor există cineva care vrea să te amăgească, care vrea să te facă pe tine să cazi, să te ispitească și să te duci împreună, să poți să pierzi calea aceasta a veșniciei. Întotdeauna mai bine rogă-te pentru ei! Rogă-te și spune, Doamne, ai milă! Cea mai mare vindecare care o poate face Dumnezeu nu este aia când vindecă un bolnav sau când vindecă cea din păpat. Și aia e bună, slăvit să fie Domnul. Dar cea mai mare vindecare e asta când Dumnezeu schimbă o inimă. Când Dumnezeu face un om rău, îl face bun. Slavă Domnului Iisus! Orice doctor din lume care e bun, merg oamenii la el și face operație și dă premiu și dă diplomă că a reușit. Dar nimeni nu poate să facă un om bun. Așa este. Nimeni nu poate să schimbe o inimă decât numai el. Mărire Domnului. De aceea spune Biblia, dă-mi inima ta mie. Păi Domnul știe ce fac cu ea. Slăvit să fie Domnul. De aceea, iubiții mei, în vremurile acestea, noi nu trebuie să ne mai clătinăm. Chiar dacă trecem prin valul, chiar dacă trecem prin furtuni. Eu sunt de 6 al 7-lea an. Stau și mă rog. Și cred. Și nu mi-am pierdut nădejdea. Și nu-mi pierd nădejdea până ce dacă Dumnezeu îmi vede. Până și dacă îi să închid ochii, nu știu când. Nu-mi pierd nădejdea. Că știu că Dumnezeul meu mă întărește pe pământul acesta. Amin. Ca orice vine și orice dă în mine. Amin. Să trec și să ies să fiu mântuit. Chiar dacă chiar cei dragi ai tăi se ridică și spune, mă, dacă tu erai omul lui Dumnezeu, Dumnezeu te-a ascultat rugăciunea. O, Doamne. Tu nu aveai fetița așa bolnavă. Dumnezeu a ascultat și o vindeca. Ai milă, Doamne. Da, de unde știi tu ce vrea Domnul? Amin. Dacă Dumnezeu vrea să te vadă pe tine cât ești tu de bun. Așa este, și cât ești tu de rău. Așa este, să-ți arate Dumnezeu cine ești tu cu adevărat. Vorbește, Doamne Iisuse. Dacă Dumnezeu vrea să-ți arate că tu ești omul rău, ca să vorbești, și în loc să mijlocești pentru el, să mijlocești împreună cu el, plângeți cu cei ce plâng. Aleluia. Plângeți cu cei ce plâng. Aleluia. Nu vorbiți, nu vă bucurați. Eu zic Dumnezeu la Isau pentru că ai stat și te-ai bucurat în ziua necazului lui. Mărire Domnului. Dumnezeu este acela care va aduce într-o zi. Aleluia. Mânia peste tine. Aleluia. Dumnezeu va aduce pedeapsa peste cel ce se bucură de fratele său când trece prin încercare. De aceea, iubiții mei, frați și surori,
Dacă Dumnezeu spune, vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți. Să vă iubiți unii pe alții. Ajută-ne, Doamne. Păi să plângi când vezi că fratele tău aude cineva și spune, mai auzi ce s-a întâmplat acolo. Ai auzit ce-a vorbit tatăl ăla sau ăla cu copilul lui. Ai auzit și mai primesc câte un mesaj, câte un telefon de la unul de la alții, care spune, să vezi cine e ăla. Ăla mea are la predice, ăla mea are la volă. Uite ce-a făcut ăla, uite ce face, cine îi. Frații mei, răutatea din ăla, el crede că ține spune, dar tu îi vezi răutatea lui. Îi vezi amărăciunea aia din suflet. Dar, Doamne, dacă tu vezi că fratele tău spune acolo, smulgeți-vă unii pe alții, ca din foc. Cum? Și atunci să mă apuc să-l apăs, mă apuc să-l vorbesc. Mai bine să plâng împreună cu el, să mă rog împreună cu el. Să-l împărpătăm. Și atunci, iubiții mei, rugăciunea noastră cu adevărat, Dumnezeu este cel ce aleluia. Mărturisiți-vă unii pe alții. Greșelile voastre. Nu poate Dumnezeu să asculte o rugăciune. Dacă tu câtă vreme există ceva în sufletul meu, există ceva acolo, care dospește, chiar dacă eu mă frământ și spun, mă mijlocesc, nu ascultă Dumnezeu rugăciunea până nu ceea ce este în sufletul meu, în inima mea, până nu mărturisesc. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele, Doamne, dar când am chemat numele Tău și când am zis, Doamne, ăsta sunt. Când am zis, Doamne, nu sunt ca femeia lui Ahab. Nu mă dau dreptate, ăsta sunt, Doamne, dar te rog, ai milă de mine. Ai milă, Doamne. Căci în împărăția Ta nu mai pot să mai spun că eu sunt altul. Nu mai există nimica, nu mai e nicio înfățișare alta. Acolo, cea cine ești, aici te mai dai dreptate în fața unui frate, în fața unui altuia. Dar acolo, cine te mai poate să vină? Sau cui poți tu să stai să spui că tu ești așa? Cui mai poți să... Ăsta când a intrat acolo și închis ca să vedeți că gata. Ăsta când a intrat acolo și ce-o zis? Dă-i putere, Doamne. Unde e haina? Există o singură haină. Aleluia. Aia care se vede. Bine Domnului Iisus. De aceea, iubiți mei, frate și surori, tu trebuie să ai încredere că ai un tată. Dacă el îngăduie ca copilul tău să fie bolnav, el va veni ziua. Așa cum au spus acolo, este un cuvânt. Ce cum am vegheat să fac rău, tot așa și voi veghea ca să vă fac bine. Să vă ridic, să vă veghe. Să Dumnezeu e drept în toate. Aleluia. Niciodată să nu-L întrebi pe Dumnezeu, Doamne, de ce mi-ai făcut asta? Doamne, de ce ați făcut prin asta? Doamne, Tu ești drept în toate. Amin. Tu ești drept în toate. Amin, Doamne. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Aleluia. Amin. Domnul să te binecuvânteze. Cinste Dumnezeu.